seara, bine ne-am regăsit, dilemele zilei. O să încercăm să aflăm în această seară cum se cheltuie banii publici și cum se cheltuie banii publici, mai ales în campania electorală. Am tot văzut că sunt probleme atunci când vine vorba de finanțări, când vine vorba de bani pentru anumite capitole, pentru anumite domenii. Ei bine, în campania electorală sunt, nu sunt bani, ei se alocă, se acordă și mai ales pentru chermeze, pentru pomeni electorale, așa numitele pomeni electorale. De ce? Pentru că dau bine la electorat și aduc, bineînțeles, și voturi. Când poate să mai facă o baie de mulțime gratuit o autoritate publică, reprezentantul unei autorități publice care este și candidat? Pe banii, bineînțeles, ai contribuabililor, dacă nu în campania electorală. Pentru că toate chermezele din această perioadă, toate chermezele pe care le organizează autoritățile, sunt cu bani de la comunitățile locale, cu bani de la buget, adică bani publici. O să vedem ce are prioritate pentru aleșii noștri, cu ce se îndeletnicesc ei în această perioadă și mai ales ce se întâmplă pe ultima sută de metri, pentru că, deși aparent politicienii au picat așa într-o lentoare, se întâmplă foarte multe lucruri, dar dincolo de cortină, adică în spate, în culise. Discutăm despre toate aceste chestiuni. La dilemele zilei, în această seară, domnul Marian Rotaru, primar al localității Lelești și președinte al PSRO, mulțumesc mult pentru prezență. Să rămână, domnișoară, vă mulțumesc și eu mult pentru invitație și salut respectuos pe toți telespectatorii postului dumneavoastră. Domnul avocat Pantelimon Manta și reprezentant al Partidului Național Liberal. Să rămână, mulțumesc de invitație. Și domnul Aurel Slapciu, prim-vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară Gorj. Mulțumesc de asemenea. Mulțumesc pentru invitație. Spuneam că în această perioadă, că tot se apropie așa galopant campania electorală, am văzut că autoritățile sunt foarte deschise la manifestări culturale. Ce înseamnă o manifestare culturală în această perioadă? Păi, o chermeză de zilele orașului, un mic, o bere, că acolo se adună electoratul și, bineînțeles, nu costă nimic pe candidat, candidatul care este în funcție. De ce? Pentru că plătește comunitatea pentru el, adică este achitată nota din banii publici, din banii celor care ies și să petreacă, bineînțeles, crezând mulți dintre ei că tot ceea ce este organizat este organizat de primar, de primărie, din bani probabil de undeva aduși de acasă. Domnule Rotaru, în astfel de perioade nu credeți că ar fi indicat ca aceste chermeze să fie sistate sau să fie devansate, pentru că este campanie electorală și corect ar fi ca toți candidații să pornească, eu știu, dacă nu cu aceleași șanse, măcar cu șanse apropiate. Și bineînțeles, odată la 4 ani sunt alegeri locale, măcar odată la 4 ani, timp de o lună, cât este campania electorală, să fie oprite astfel de acțiuni. Din păcate, tot ce a spus dumneavoastră până acum se perpetuează de când se știu aceste precampanii și campanii electorale. Mai mult decât atât, ascultându-vă pe dumneavoastră, mi-am dat seama că, de fapt, peste câteva zile se va organiza pe insulița așa ziua romilor și deja nici n-au apucat bine să mediatizeze această acțiune, că s-a și spus pe anumite sectoare, să zic așa, din Obrejea și Meteor, că
acest meeting al lor cu ghilimele de rigoare, pentru că nu este decât o organizare al celor de la PSD-ul, că este organizat de PSD-ul și că va fi acolo prezent și domnul primar Cârciumaru și domnul Călinoiu și tot staful de la PSD-ul. Aveți perfectă dreptate, dacă campania electorală începe pe 5, ar trebui insistate absolut toate acțiunile, indiferent că sunt zilele orașului, indiferent că sunt zilele unei comune sau nu știu ce manifestări ar fi avut loc de-a lungul anilor. Până la urmă trebuie să termine cu aceste acțiuni care nu fac decât să popularizeze mai mult un partid care organizează, de fapt, ce se organizează pe insuliță peste câteva zile, este organizat de Consiliul Județean și este tot din banii noștri, dar nu se spune că este o acțiune care se face de către Consiliul Județean și care este făcută de către toate partidele până la urmă. Se mediatizează decât un singur partid și oamenii de acolo, ca de obicei, înțeleg că ce mai conducători iubiți avem aici, că le respectă tradițiile, respectă obiceiurile și datinile. Din păcate se perpetuează aceste obiceiuri și se vor perpetua mult timp de acum încolo, pentru că nimeni, absolut nimeni nu ia nicio măsură, nu se respectă legea și vă spun cu toată sinceritatea, fiind președintele partidului domnului Joană, Partidul Social Românesc, merg în fiecare localitate din acest județ și la fel, cum spunea și dumneavoastră, se fac diferite acțiuni voalate pentru a putea să atragă cât mai mulți electori de partea dumnealor. Mai mult decât atât, să mai fac o paranteză, este o acțiune fără precedent a celor de la 416, care sunt masa de electorat al unor primari. Sunt localități pe unde trec și vezi că au 300, 400, chiar și mai mulți de asistați sociali și comunele respective, îmi pare rău să o spun la postul dumneavoastră, dar arată ca niște comune după bombardament. Este păcat că colegi de-ai mei folosesc acești oameni pentru a-i avea ca și electori și nimeni nu respectă legislația. Domnul profesor și domnul avocat Manta este cel care poate să ne spună mai bine, dacă nu foarte bine, legislația în domeniul muncii, pentru că este profesor universitar în acest domeniu și cei de la 416, cei de la foștii legea 76 sunt plătiți din bani publici fără să efectueze absolut nimic și pe această cale fac apel la cei care sunt organele abilitate care au în subordine primăriile cu cei de la 416 să verifice orele de muncă, să verifice acțiunile care le fac partidele pentru a-i ține acești oameni ca masă electorală. Vedeți, sunt comune care au 300 de oameni la 416. 300 ori 4 acasă, nu mai trebuie niciun fel de propagandă celui de la primăria respectivă pentru a putea să-și facă probleme că n-are și primar. Dar dacă ar fi să-i verifice statele de plată ale celor asistați, dacă ar fi să verifice orele funcționate care le-a făcut în folosul comunității și mai mult decât atât, dacă ar face un calcul la cât s-a rezolvat în comuna respectivă, gândiți-vă numai 10 metri de curățenie să facă acolo unde au 300 de oameni și 3 km s-ar face zilnic. Mergeți și vedeți dacă comunele respective arată comune cu 300 de asistați sociali. Mai mult decât atât, am văzut chiar în municipiul Târgu Jiu că cei de la 416 și cei care ar trebui să presteze muncă în folosul comunității nu prestează sau atunci când o fac fără să fie cineva lângă ei să-i verifice. Mergând acum de ună zi pe centru, am văzut cum vopseau acele sensegilatorii și acele borduri, fără să măture, fără să facă să le perie, fără să le aducă la un stadiu de a putea să fie revopsite. Mergem, ca de obicei, cu niște acțiuni de înfrumusețare pentru la suprafață, dar dacă dă o ploaie sau după câteva zile de căldură, acele borduri se decojesc și arată așa cum arată. Nu se face muncă de calitate, nu vor să facă decât să aibă electori. Eu vă dau exemplul meu de la Lești. Păi, poate cine nu este interesat în această perioadă de atragerea electoratului? Păi, asta începe mai ales cei care pot profita, cei care trebuie să-i verifice, domnișoare, de pe urma unor poziții pe care le ocupă. Ei nu știu, nu-și dau seama că mai mult rău fac cu acești oameni, pentru că și eu când m-am dus la Lești am găsit aproape de 100 și acum știți cât mai am? 3. Pentru că am încercat să-i fac în așa fel încât ori să-și găsească un loc de muncă și și-au găsit, ori să meargă să-și găsească un loc de muncă la prieteni, la neamuri care au avut în străinătate. Eu atunci am crezut că asupra mea se vor întoarce ca un bumerang. Dar vin acum și mulțumesc că spun, domnul primar, niciodată n-aș fi crezut că pot să pun mâna pe o mașină să fie proprietate personală, niciodată n-aș fi crezut că pot să am și o casă în care să mă bucur de utilitățile pe care le-am creat. Dar, din păcate, nu trebuie să dau eu acum lecții la cineva. Organele abilitate, cei care
primesc acele state de plată și care trebuie verificate, ar trebui să meargă și în teren să vadă de-a lungul, cel puțin acestui mandat, cam cum și-au făcut acești oameni datoria și cum au fost ei remunerați pentru munca depusă. Sunt niște chestiuni care, așa cum vă spuneam și cu asta termin, este o masă electorală, este o masă de manevră, pentru că dându-le acei 1 milion și ceva de lei vechi, ei cred că i-a pricopsit. Dar în loc să facă, să-i educe, să le demonstreze că ei sunt niște conducători buni, niște primari buni, să le ducă să le găsească un loc de muncă sau să le creeze altceva, alte oportunități, i-a lăsat așa, pentru că numai așa poate să-i manevreze. Domnule Manta, este, spuneam, perioada propice pentru organizarea unor zile ale localităților, din bani publici, bineînțeles, și cine este cel care are de câștigat decât primarul în funcție, care este și candidat din fiecare localitate. Culmea, foarte multe localități au aceste evenimente puse exact în perioada de campanie electorală. Legea, într-adevăr, nu interzice, dar moral, nu credeți că ar trebui ca astfel de acțiuni să fie devansate în anii cu campanie electorală? Cu certitudine că da, mai ales sub aspect moral. După părerea mea, sigur, ați abordat în principal aspectul acesta și mă voi referi în principal la el, și cu domnul Rotaru a extins un pic astfel de, hai să zicem, manevre ale politicienilor în a câștiga voturi manipulând oamenii. Oamenii și, până la urmă, resursele financiare, care, cum spuneați, sunt ale cetățenilor, ale bugetului, pentru că astfel de acțiuni nu se organizează din bugetul personal al edililor, al primarilor. După părerea mea, aici ar trebui să intervină legiuitorul mai ferm. Vedeți, am mai spus-o, ați pomenit de moralitate. Exclus așa ceva, mai ales în viața politică. În viața politică există interesul și banul și puterea. Până la urmă, așa se întâmplă peste tot, numai că în alte părți există mecanisme care temperează acest apetit al politicienilor pentru putere, pentru bani, și chiar limitează posibilitatea de manipulare a oamenilor. De aceea vă spuneam că, după părerea mea, evident răspunsul vis-a-vis de moralitate este clar că n-ar trebui să întâmple aceste lucruri, dar pur și simplu ar trebui să existe o reglementare legală, simplă, clară, fără echivoc, care să interzică exact în campania electorală, dar eu aș zice chiar și înainte, cu 2 luni, pentru că foarte multe din astfel de acțiuni propagandistice se demarează chiar în perioada preelectorală. Deci, să zicem, cu 3 luni înainte de momentul alegerilor, să fie interzise astfel de manifestări. Achiese și la ce spunea domnul Rotaru. Într-adevăr, și acest 416, am văzut un paradox. Sunt peste 500.000 de locuri de muncă în România neocupate. Perfect. În condiții în care se știe că totuși la noi este o penurie a forței de muncă ocupate. Adică, domne, oamenii aleargă pentru aș găsi un loc de muncă. Și cu toate acestea, acest 416, care înseamnă o mită electorală pe care o dă statul, politicienii, celor nevoiași, o mită electorală care îi manipulează în favoarea deținătorilor funcțiilor politice și administrative. Și aici ar trebui un pic strâns șurubul, pentru că se creează o anormalitate. Sigur, eu nu militez să se taie toate ajutoarele sociale, sunt și oameni nevoiași, dar sunt și foarte mulți oameni care
stau la cârciumă și bea amărâtul ăla de ajutor și chiar alocația și pentru chiar închină copii. Pentru primar. Da, și chiar închină pentru primarul în funcție. Deci, concluzionând cu privire la cele două aspecte, este evident că nu este normal ceea ce se întâmplă și pe mine mă bucură că abordați aceste subiecte. Până la urmă, domne, sistemul politic din România n-a găsit resursele necesare din interior să se îndrepte și pe el și societatea, să meargă spre bine. Și atunci, factorul extern, care uneori ne impune soluții și bine face că nu e altă soluție, că știu și ei ce se întâmplă aici, la care se adaugă și instituțiile de forță ale statului, cu exagerările de rigoare, dar până la urmă inevitabil se întâmplă și niște exagerări, dar în mare parte și ele au un rol în dreptarea stării de lucruri actuale și, bineînțeles, presa. Sincer, dacă presa a avut un rol uriaș, eu am spus-o de multe ori. Sigur, și aici cu subiectivisme de rigoare, cu orientările pro-cauza în anumite situații ale unor posturi, dar cu toate acestea, ăsta e un lucru bun, că măcar scoateți la lumină aspecte negative și lumea, care este din ce în ce mai informată, va putea să taxeze astfel de manipulări ale oamenilor. Domnule Slapciu, chiar în Motru am avut situații în care s-au folosit banii publici într-un mod care a ridicat semne de întrebare. Din păcate, nimeni nu se apleacă mai mult asupra a ceea ce se întâmplă cu aceste fonduri, care, spuneam, niciodată nu sunt suficiente când vine vorba de a le cheltui așa într-un mod corect și echilibrat și când trebuie să alocăm și unor domenii care într-adevăr ar avea nevoie. Urgentă nevoie. Aș vrea să plecăm așa de la o discuție, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă și mulți dintre ei n-au priceput pentru că niciodată n-au fost informați. Cine fundamentează bugetul și de unde vin acești bani pentru această, cu ghilimele de rigoare, mită electorală? Păi, fundamentarea unui buget aparține primarului într-o localitate. Primarul își cheamă contabilul șef, eu știu viceprimarul, se așează la masă și haideți să vedem ce facem cu bugetul și vă spun lucruri concrete, pentru că am bugetul și pe 2016 și de pe 2000, eu știu, din 2004, bugetul municipiului Motru. Și aici se stă de vorbă și spune ce prindem, de exemplu, ca să avem aceste pomeni electorale în 2015. Și vă dau exemplu în 2015, haideți să prindem activități culturale. Cât? 10 miliarde. Deci acești primari, și n-aș vrea să generalizez... Suma este una așa la întâmplare? Sau nu, băi, dar am un buget. Ia din uitați, bugetul din buget. Municipiului Motru. Da, 10 bugetul miliarde de lei. 9 miliarde activități culturale. Da. Activități culturale. Și ce activități culturale? Nu, 11 miliarde 700 și cea. Păi aici în activități culturale după aceea fac ei în așa fel încât, de exemplu, dacă mai rămâne ceva, fac o rectificare de buget și probabil că nu mai știu, trimit banii. A fost vreo lansare de carte cu oameni de cultură de la nivel central? A fost o expoziție? Nu. A fost o expoziție și aș vrea să... La care au participat foarte mulți copii și bravo acestui domn care a reușit acolo să local, fac. Nu? Dar știți unde s-a ținut această expoziție? S-a ținut în catedrală. Pentru că avem o casă de cultură care tot așa a fost prins în buget câteva miliarde bune. Și bănuiesc cu exponate lucrări ale unor copii. Exact. În toată lumea. Da, dar la 11,7, aproape 12 miliarde de lei vechi puteau fi acțiuni culturale cu oameni de marcă ai culturii din măcar din două domenii pe care să îi aducă. Ideea este că au prins și este normal să prinzi activități culturale într-un buget. Este foarte bine că au prins acești bani, dar aș fi vrut să prindem, de exemplu, și pentru întreținere sau reparațiile școlilor niște bani. Zilele orașului, zilele municipiului Motru intră tot la acțiuni culturale? Da. Și deci sunt niște activități culturale. Da. Ce este cultural acolo? Că păi 30 de formații de muzică, popular, ușoară. Mă scuzați, dar în televiziune
emisiunile cu muzică populară, Consiliul Național al Audiovizualului le încadrează la emisiuni de divertisment. Deci, da, bănuiesc, nici autoritățile locale nu ar trebui să aibă această permisiune de a încadra un divertisment, activități, pentru că divertisment este la cultură. Ar trebui totuși delimitate. Știți ce este regretabil din punctul meu de vedere? Avem câțiva oameni foarte importanți care efectiv o să iasă la pensie și acum, credeți-mă că e greu să găsești oameni în vârstă care să mai fie și profesioniști, pentru că oamenii au plecat, au părăsit orașul. V-am spus, 80% din tineri au plecat și acum vreau să vă spun că cei care sunt buni de muncă tot pleacă în agricultura din alte țări, dar niciodată n-am văzut. Avem un om, domnul Gheorghe Ferraru, cred că știe Togorjul, și omul ăsta muncește dimineața și până seara și cred că are peste 150 de copii îmbrăcați în costume naționale. Nu am văzut primăria municipiului Mătru în astfel de evenimente să, eu știu, să le dea câte ceva. Pentru că am văzut formații de muzică care sunt pe 3, 4, 2000 de euro să cânte o jumătate de oră sau o oră. Dar am făcut o mică paranteză. Aș vrea să spun că aceste activități ar putea fi susținute nu din banii primăriei, pentru că chiar asta se vă uita, sau ieri se vă uita domnul primar, că nu avem bani de salarii, din sponsorizări. Vreau să vă spun că în municipiul Mătru au venit câteva fabrici importante de bere din România, care au spus că pe cheltuiala dumnealor vor să țină aceste evenimente de 2 ori pe an, sau știu, chiar de 3 ori pe an, din banii dumnealor. Da, dar acolo să știți că organizatorul ar face un desfășurător al acțiunii respective și primarul, viceprimarul, candidatul nu ar mai putea să iasă la scenă deschisă să fie aplaudat, să fie prezentat, să-i se aducă ode și așa mai departe. Asta aici aveți dreptate, dar oare cât o să putem minți cetățenii? Pentru că s-au săturat. Vreau să spun că fiecare zi merg prin oraș, stau de vorbă cu oameni. Nu ne trebuiesc locuri de muncă. Nu văd, și în Consiliul Local știți foarte bine că a fost o ceartă atât de mare acum câteva, eu știu, cred că o săptămână și ceva, prin care cei care erau aliații celor de la PSD acum au trecut în partea cealaltă, pentru că știți foarte bine, în ultima perioadă toată lumea își dă demisia. Că e consilier județean, că face parte din AGA, că face parte dintr-un consiliu de administrație. Întrebarea este foarte simplă. Dom'le, da, 4 ani de zile după ce ați întins mâna pe ghișeu și ați luat sute de milioane, deci rețineți, sute de milioane, făcând parte din consiliu de administrație și comisii de cenzori. Acum, pe ultima sută de metri, au venit și au spus, ne dăm demisia. Sunteți penibil, credeți-mă, dacă faceți lucrul ăsta, pentru că mai este o lună până la alegeri. Oricum veți fi dați afară, pentru că se va în Consiliul Local vor fi mandatați alți oameni. O să vedem ce ascund și astfel de inițiative ale unor aleși, pentru că, spuneam, se întâmplă și în această perioadă tot felul de mișcări, de mutări, de regii, dar în spate, în spatele cortinei, o să vedem câteva cazuri și de aici, din județ. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu discuția.